Așa, deci eu sunt Andreea, asta am stabilit. Vă mulțumesc că ați venit, mă bucur să vă văd, să vă revăd pe unii. Sper să nu vă plictisesc, ținând seama că e a doua oară. În prima parte a workshop-ului o să fie despre voi, pentru că vreau să vă cunosc, să știu ce faceți și cine sunteți. O să... Unii din voi au mai fost, așa că știu deja cum să răspundă. Dar practic ce s-a întâmplat acum, o să-mi spuneți primul nume. Ce fel de fotografie vreți să faceți sau credeți că vreți să faceți și dacă ar fi să aveți o superputere, care ar fi aceea? Da? O să începem de aici, îmi pare rău, ceilalți au timp să se gândească. Și să încercăm să fim așa cât mai rapizi ca să ajungem la chestiile următoare. O superputere, dacă ar fi să aia. Ce? Am zis Tinkerbell sau ceva de genul. Ok, să-mi drăguț. Cătălin, documentar, super putere, nu știu, să iau puterea oamenilor, probabil. Ok, bun, ești Tinkerbell, felicitări. Eu sunt Magda, face fotografia Fashion Beauty și dacă aici am o super putere, mi-ar plăcea să am una prin care să nu fie nimeni bolnav, să fie toată lumea sănătoasă. Wow, ce umanitar! Și inclusiv eu. Super. Da. Elena, mi-ar place să fotografiez natură, peisaj și super putere. Și eu mi-am imaginat tot ceva de genul ăsta, să văd acolo ce se întâmplă în lumea asta a necuvântătoare. Și să surprind Stalker. Good. Ana, aș vrea să am o abilitate specială de a surprinde prin fotografie sufletul elevilor mei. Foarte frumos. Mai mult de nu, e perfect. Nu, că tot aflu lucruri noi, adică de fapt mă inspir de la voi ca să-mi dau seama ce putere vreau. Următorul rând, domnul cu mobilul. Păi nu trebuie. Ai fost ultimele minute aici? Și e super ok. Ok, și tu ești aici? Aia e, zile boss. Și mi-ar plăcea să mă teleportez. Și mie. La Luca,
Bună, sunt Daniel, încă nu am. Nici nu trebuie. Da. Dar putea să-l fac bine singur. Ian? Ian, am venit ca parte, am dat fotografia de portret, în special, și am un pic de așa, cu o poveste în spate. Și după putere... Nu știu, nu mai știu acum. Dacă mai repede, nu știu. Bine, zici, te am luat repede. Serios? De-abia am venit. Minciune, așa, lasă. Și foarte bun de altfel. Good. Nu știu cine mai e la workshop pe aici, am văzut. Ok, sunt Vivi, fotografiez orice îmi place. Super putere nu, pentru că sunt un lucru foarte simplu și modest. Și ca atare, okay. Super putere nu mă ajută cu mine. Ok. Sandra, documentar, mi-a plăcea să zbor și să citesc cu mine oameni. Cred că voi să-ți dai case. Mă numesc Alexandra. Nu pot să mă decid la o singură categorie de fotografie. Timp foarte... Deci nu trebuie. Da. Îmi place foarte mult macrofotografia, peisajul și portretul. Iar superputerea mea ar fi să pot să comunic cu animale. Te învăț eu. Salut, sunt Andrei. Vreau să fac fotografii de stradă, vreau să fac documentar, dar și film documentar. Superputere, aș vrea să am mai multe cu capul. Ești... Nu. Bun, îmi doresc să fiu schizofrenic. Ok. Bună ziua. Eu sunt Micu. Sunt un pedal în căutarea unei tinere de... S-a îndeplinit dorința, altceva. Silviu. Îmi place să fotografiez oameni, în special copii. Și Salutare, eu sunt Daniela. Încă nu am un stil de arme. Încerc să-mi descopă și mi-ar place să mă clonez pentru că trebuie să fiu mai mult. Da. Asta e bun. Cred că v-am întrebat pe toți, am scăpat pe cineva? Nu? Ok. Bun, vă mulțumesc. Eu? Păi nu, eu încă mai țin câteva workshop-uri să văd ce-mi spune lumea, știi? Și după aia mă hotărăsc. Așa, vă mulțumesc că mi-ați răspuns la întrebări. Mă ajută să-mi dau seama și cum să schimb subiectele în funcție de ceea ce faceți. Mi se pare foarte interesant. Nu trebuie să stau chiar în față, nu? Pot să... Că mă simt mai bine în colț. Așa. Deși sunteți oameni foarte drăguți toți și nu mi-e frică de voi. Am emoții la fiecare workshop, dar îmi păreți o mulțime foarte drăguță și simpatică și cred că o să fie foarte bine. Mi se pare interesant că la fiecare workshop vin și oameni care nu fac neapărat portretistică sau fashion și e foarte bine să experimentezi în toate zonele și să îți slărgești universul fotografic, să vezi ce se mai întâmplă și în altă parte. Și de multe ori anumite lucruri se pot aplica, mai ales la partea de inspirație, cred că putem să aplicăm pe orice domeniu de fotografie. Așa. Bun. Am aflat câteva lucruri despre voi, simt că vă știu mai bine. Eu o să vorbesc, o să vă povestesc diverse lucruri, dar aș vrea să mă întrerupeți oricând. Știi că eu o să, fără să vreau, o să mă tot retrag aici și nu o să te văd. Nu vrei să vii tu, Cristi, mai în față? Eu tot în spate. Ce-am făcut?
Așa. Și stai acolo în picioare? Serios? Bine, atunci stai. Bine, Cristi. Așa. Aș vrea să nu fie un monolog, să fie mai mult o discuție, așa că oricând vreți să mă întrerupeți, vă vine o idee, întrebați-mă, că știți cum e, o să uitați ceea ce credeți că vreți să mă întrebați. Dacă vreți să vă notați ceva, notați-vă. O să vă povestesc cum am hotărât să fac fotografie. Nu eram foarte hotărâtă, de fapt nu aveam cam nici cea mai mică idee ce o să fac. Vreau să dau la psihologie, inițial. Și în rest, nu prea știam exact în ce direcție să merg cu viața mea. Nu știu dacă eram a 11-a sau a 12-a. Și eram cu o colegă, prietenă de-a mea, la un curs și ea m-a întrebat dacă n-ai avea niciodată de bani, ce ai face? Și răspunsul a fost fotografia. De altfel, un răspuns foarte bun să nu te gândești la bani când e vorba de fotografie. Și cumva de acolo am pornit, nu știu, odată ce m-am hotărât că asta vreau să fac, am pornit de la premiza că o să fie dificil pe o perioadă lungă și încă este, și, dar știu că o să fie bine la un moment dat și că asta trebuie să fac. Bine, nu prea știu să fac nimic altceva, așa că nici nu prea mai am de ales la punctul ăsta. Cine tot încearcă să intre pe calculator? Ce? Păi unde apare asta? A, uite acolo. Bine că aveți voi simți observații. Uite, uite, vezi un fotograf bun, ai văzut că scria chestia acolo, eu n-am văzut. Așa, la facultate fotografii care ne erau profesori, profesorii ne-au descurajat destul de des, ne spuneau că dacă o să ajungeți să fotografiați tostere pentru restul vieții, o să fiți norocoși. Știi? Și eu nu vreau să fac asta, eu vreau să vă încurajez. Pentru că inspirația și încurajarea sunt lucrurile cele mai importante și nu trebuie să vă lăsați descurajați doar pentru că este greu la început. Pentru că începutul nu trebuie să fie ușor, nu suntem Paris Hilton, da? Sper. Așa. Apropo de faptul că unii din voi nu sunt încă hotărâți ce anume vreți să faceți, când am primit și eu întrebarea asta cu ce fel de fotografie vrei să faci la începutul facultății, eu am spus că vreau să fiu fotograf la National Geographic. Și da, nu s-a întâmplat asta pentru că m-am răzgândit între timp. Îmi plăceau pe atunci mai mult animalele decât oamenii, bine, încă am momente în care îmi plac animalele mai mult decât oamenii, cu toții cred că avem. Dar spre sfârșitul facultății, când alt profesor ne-a întrebat aceeași întrebare, am zis că vreau să fac fantasy photography. Profesorul m-a întrebat, dar ce e aia? Am zis, nu știu, nu știam nici eu, dar știu că asta vreau să fac. Mă uitam foarte mult la ilustrații, la fotomanipulări, multe din ele probabil foarte proaste, acum când mă uit la ele mă gândesc, nu știu ce îmi plăcea la ele. Dar o să ajungem și la asta, la faptul că trebuie să ne creăm ochiul. Așa, și asta m-a influențat pe mine. Știam că vreau ceva, nu știam exact ce, dar am mers cumva în direcția aia și am tot căutat să ajung și până la urmă cred că am găsit-o, sper eu. Așa, deci eu știu că mulți fotografi o să vă zică că trebuie să vă găsiți o nișă și să rămâneți pe ea. Eu nu o să vă zic asta, o să vă zic să le încercați pe toate, să vedeți ce vă place. Și consider că puteți să faceți mai multe tipuri de fotografie bine, că nu trebuie să vă axați doar pe una. E un pic confuză treaba mai degrabă din punct de vedere al unei audiențe, da? Pentru că aveți un site sau o pagină undeva și dacă postați și fotojurnalism și fotografie de modă și beauty și concept și nu, și așa, e posibil ca audiența să nu știe exact ce se întâmplă sau să nu le placă, să le placă un tip de fotografie. Deci din punctul ăsta de vedere e mai degrabă recomandat să fii într-o direcție când ai un site. Dar în rest faceți tot ceea ce vă face plăcere, nu vă limitați atât timp cât vă face să vă simțiți bine, cât simțiți că vă exprimați, cât aveți acea chemare, faceți-o. Câți dintre voi au luat cursuri de fotografie, mâna sus? Așa, așa, foarte bine. Și eu am făcut facultatea.
nu mi se pare un lucru pe care trebuie neapărat să-l faci. Părerea mea este că puteți fie să mergeți la cursuri, fie să învățați de pe net. Există o mulțime de cursuri și pe net, există o mulțime de site-uri. Puteți să fiți autodidacți dacă nu sunteți leneși, cum sunt eu, de exemplu. Eu nu sunt capabilă să stau să învăț lucruri, de asta am fost la facultate. Așa, și important este să vă puneți asta în cap. Uite, de câteva ori pe săptămână o să mă uit la tutoriale despre cum se vorbește cu modelul, cum să vorbești cu oamenii pe stradă ca să-i fotografiezi, cum să editezi. Și e foarte important să-ți creezi singur un lucru de muncă și să consider ca și cum tu ți-ai ales cursurile și tu mergi la ele. E bine, mă descurc până acum că sunteți foarte tăcuți. Mersi. Așa. Chestii cu băutură, nu știu ce. E de la un workshop mai vechi. Așa, acum sunt live și trebuie să fiu mai... Trebuie să fiți gata să investiți mult timp. Mi-a scris la un moment dat un băiat care îmi spunea că vrea să devină fotograf, că vrea să facă bani, dar nu vrea mult timp, vrea în 6 luni să... Dacă ar putea să găsească un fotograf, știi, hint, hint, care să-i fie așa profesor, să-l învețe, că el se gândește, că are deja, poate niște bani pe niște aparatură și vrea să o ia înapoi, știi? Și... Doesn't work like that. Trebuie să investiți mult timp și atât timp cât sunteți pasionați de asta, bănuiesc că o să se întâmple. Așa. Care este problema noastră în general, cea mai mare legat de fotografiat? Deci, evident, sunteți aici, sunteți pasionați de fotografie. Aia e. I'm that hot, so... Închisă-l. Eu pot să continui și fără. Dar s-a închis tot magazinul? Is it me? Mișto e anarhie, nu mai vreau să stau aici, vreau să mă duc să mă plimb pe străzi. Să continui? Ok. Uite că e foarte liniște acum. Și asta e la partea interesantă, cred eu. Așa, să întorc ăsta cu față, să... Poftim? Uite, acum pot să stau și în față, că e întuneric și chestii. Așa, nu, că am nevoie de copiile astea, de notițe, că n-am memoria foarte bună. Așa, să vorbim de... Deci, vă spuneam că sunteți toți pasionați de fotografie, dar bănuiesc că vi se întâmplă foarte des să... Au venit deja oameni să repare. Ce tare. ADD, scuzați-mă. Stai că am uitat acum. Acum pot să fac asta, că nu mă filmează, știi? Până acum am fost super profi. Damn it. Era bine. Așa. Aveți momente, bănuiesc, în care vreți să ieșiți să fotografiați și totuși nu o faceți, nu? Mâna sus, mâna sus. Mă mințiți în față. Mă mințiți în față, serios. Bine. Vă dau exemplu. Cu două mâini, ridic și picioarele. Din ce văd eu acum aici, suntem și la început și nu chiar la început, suntem în mai multe zone. Mai ales pentru cei care sunt la început, fie într-un anumit tip de fotografie, fie cu fotografia per total. Cea mai mare piedică este să lași nu am ceva, să te împiedice, da? Hai să vorbim de fotografia, să zicem, de portretistică modă. Și practic asta cu modelele e super ușoară, e mai dificilă misiunea. Ar fi super dacă ar veni cineva care ți-ar aduce modele direct la ușă. Uite, am găsit, te-am dat în cap, ți-am adus-o la ușă, fotografiază. Dar nu se întâmplă asta, trebuie să vorbim cu ele. Adică eu am găsit-o pe Denit, care mi-a fost muză timp de peste 7 ani sau aproape 7 ani acum și care mi-e și o foarte bună prietenă. Am găsit-o pe terasă, doamnă, cum sună asta. Dar, într-adevăr, am găsit-o pe o terasă, m-am uitat la ea o vreme lungă și mă gândeam, băi, chiar vreau să fotografiez pe fata asta.
De-abia mă întorsesem în România de la facultate, îmi schimbasem complet stilul de fotografie, că în Canada fiind foarte frig, am tras numai la studio, știi? Și studioul nu prea mi se părea a fi ceea ce vreau eu să fac. Și în afară de faptul că era frig și eram leneșă pentru că preferam să ies afară decât să fotografiez, nu cred că aveam viziunea foarte bună a spațiului, adică dacă vedeam o zonă, nu o vedeam cu ochii de fotograf ca să-mi dau seama că ar fi o zonă bună în care să fotografiez pe cineva, nu aveam viziunea aceea încă. Și de-abia după ce m-am întors în România, după ce am terminat facultatea, am început să fotografiez afară și să-mi schimb stilul de fotografie. Și am găsit-o pe Denit, pe care o fotografiez în fiecare an de când are ea 14 ani. Și când o să facă 24, probabil că o să facem o expoziție cu schimbarea ei, culori de păr, față, tot. O să fie simpatic. Așa. Și puteți să vă găsiți modele, puteți să vă găsiți muze. Trebuie doar să vă faceți curaj să vorbiți cu ele. Și în general, ceea ce o să vă mai zic și la alte aspecte, cel mai rău lucru care vi se poate întâmpla este să vi se zică nu. Nu există nimic mai rău ce vi se poate întâmpla. Da? Asta și cu locațiile, da? Puteți să întrebați, găsiți o locație care vă place, presupunând că ai cu cine vorbi. Eu, în general, intru pe illegal trespassing și am fost și arestată și ok, nu vă recomand să faceți asta, mai ales că sunt live acum, că vine poliția și vă ia, sau bodyguardii, care nu sunt drăguți, te duc la poliție. Așadar, în general, dacă puteți vorbi cu cineva, vă duceți acolo și vorbiți, da? Cel mai rău lucru, să vi se zică nu. Vă dau un exemplu, am o fotografie făcută cu un carusel în Toronto și caruselul respectiv era în... Da, chiar ar trebui, acum că a revenit netul, să cineva să facă ceva? Vreau să se vadă ceva. Așa, te las pe tine. Și trebuia să facem pentru un proiect la facultate o fotografie cu un interior, un model într-un interior. Și eu am văzut caruselul ăsta care era în zona de distracție pentru copii de la mall-ul care era pe lângă facultate. Și am întrebat pe cine să întreb. M-am dus la un om cu portofoliu meu de ce eram eu în primul an, al doilea an. Omul mi-a făcut așa. Eu m-am uitat așa la el suferind, cum adică, munca mea? Și el, da, e ok, hai, vino nu știu când. Știi? Și am făcut fotografia. Și când am ajuns la facultate, toți colegii, toți profesori erau, wow, ai tras acolo. Și mi-au spus unii profesori, stai aici profesor de nu știu câți ani, nimeni nu s-a gândit vreodată să fotografieze acolo, cum de te-ai gândit? Deci, exemplu, inspirație, întrebați. Întrebați, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să vi se zică nu. Și make-up, păr, da? Dacă suntem la început, avem două opțiuni. Prieten, prietene, poate vă descurcați cu machiajul, Raluca. Știu și eu încă învăț. Nu ies niciodată asta la fel. Așa. Deci nu ai șanse. Nu trece nici cu vârsta. Fie machiați voi modelele, fie aveți prietene, care știu să machieze, să facă părul, haine, la fel, din dulapul vostru, din dulapul altcuiva. Și apoi mai există un mic pont, există grupuri de TFCD, ca să zic așa, pe Facebook, unde poți posta și poți găsi o persoană care sunt la început, care nu au încă portofoliul creat, care vor și ele să găsească o persoană care să le ajute. Și, adică după search, în general, dacă postați, dacă scrieți acolo la search TFCD, găsiți. Bine, că termenul ăsta nu are absolut nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acolo, dar ideea de bază este că e gratis. Cam asta se întâmplă și găsiți și persoane mai la început, mai ales dacă încercați să vă creați o echipă, să găsiți persoane cu care să lucrați. E foarte bine și ideea este că pe bază ce îți creezi un portofoliu, poți să te duci cât mai sus. Pentru că și eu la început am făcut eu make-up-ul și părul și mi-am scos lucruri din șifonier sau de la colege sau mă întâlneam cu modelele și eram mai la casă, hai să vedem ce ai în dulap, găsim ceva, știi?
Ce râdeți? E ciudat, nu? Așa, dar trebuie să trecem și prin acești pași până ajungem altundeva. Odată trebuie să ai un portofoliu, poți după aia să vorbești cu designer, cu make-up artist, adică evident îi lași în spate pe toți aia care te-au ajutat și te duci mai... Hei, așa am făcut. Așa. Inspirație. Unde găsiți voi inspirație? Wow, wow, wow. Așa, bravo, iarăși, așa, vedeți, e super ușor, îi pun întrebări de alea, nu știu de ce. Da. Da, unde găsești inspirație? Da. În versuri la cântece, în fotografiile, picturile, desenele altor persoane, într-o clădire pe care o vedeți pe stradă, un trandafir, o floare, orice, orice, o persoană, deci oriunde, absolut. Dar, e foarte important, site-uri. Trebuie să aveți mai multe site-uri bifate pe care să vă uitați constant. Fie că vă uitați zilnic, fie că vă uitați duminica la cafea, când sunteți mahmuri. Iarăși vorbesc pentru mine. Așa. Trebuie să aveți mai multe site-uri. Pot să vă dau câteva exemple, dar sunt convinsă că știți și voi. 500px este minunat, te face să vrei să faci mai mult și în același timp să-ți arunci aparatul de fotografie și să te apuci să faci absolut orice altceva. Pentru că rușii ăia sunt absolut incredibili și te deprimă, dar te și inspiră. Te și inspiră, te și deprimă. Este așa o relație de aia toxică. Și pe Facebook există câteva grupuri unde puteți să vă uitați. Eu am început pe DeviantArt, care e răsărit și apus de mult timp. Voi pe ce site-uri intrați? Behance, vă recomand. Nu fiți tăcuți, că am adus chestii ca să vorbiți, adică serios. Bine, hai că le păstrez pentru partea a doua. Vezi că trebuie să-mi puneți întrebări, adică vreau să vă pregătiți emoțional, să nu-mi spuneți că n-ați știut că trebuie să-mi puneți întrebări. Vă zic de pe acum și, ca să vedeți că nu-i degeaba, în această pungă care pare de gunoi, dar nu e, am 36 de turbo. Așa că o să-mi puneți întrebări. Și o să vă placă. Că vă dau pe întrebare un turbo, serios. Adică vreau să stabilim că asta se va întâmpla. La copilăria ta? Serios? Da. Câți ani ai? Vedeai tu pe mama că mănâncă turbo, nu știu ce. Apa, e o amintire de aia din pântec. Am înțeles. Gotcha. Așa. Bun, cu inspirația în continuare. Găsiți-vă prieten fotograf sau make-up artist sau hair stylist sau orice în domeniul ăsta. Da? Dacă sunteți axați pe urbanistică, pe fotojurnalism, sigur puteți să ieșiți împreună, să faceți fotografii, să vă promiteți, hai bă, înainte să bem o bere, hai să fotografiem și noi ca băieții pe stradă, ca fetele, ca băieții, ca whatever, știi? Așa. Și vă motivați, adică vă propuneți să faceți chestia asta. În același timp, vă ajută foarte mult să vă mai împrumutați cu obiective, cu ce aveți nevoie. N-are unul, are altul. Că și obiectivele sunt o problemă, nu? Până la urmă. Așa, puteți să veniți la F64 să probați obiective, ca să vă dați seama ce vreți. Da, da. Așa. Ce se întâmplă când ai pană de inspirație? Cine are pană de inspirație acum? Hai mă, duceți-vă că mă... Adică eu am fost atât de sinceră și... Când ai pană, când ești ședințe foto și nu mai știi ce să faci sau când nu știi ce să mergi să fotografiezi? Când îți vine să... ambele, evident, da. 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 Nu știu, să ai pană de inspirație mi se pare foarte greu pentru că sunt o grămadă de site-uri pe care poți să intri de unde să-ți vine inspirația, că aproape deja sunt prea multe. E greu să te hotărăști ce vrei să faci, din meu de vedere. Și când ești la o ședință foto, mie mi se întâmplă, dar dacă am pană, încerc să schimb un pic, aduc și să fac
altceva decât făceam până atunci, că încerc, încerc și dacă văd că nu iese, nu pentru că văd, mersi, și dacă văd că nu iese, nu știu, sunt amtecată pe care trebuie să le lași și să o iei fresh, să, nu știu, să te muți un pic 2 metri mai încolo, mai sus, mai jos și cumva se recompune. Uite, pot să vorbesc despre chestia asta dacă se stau știință foto cu un model și nu iese, da? Modelul e crispat, nu se știți situația? Așa, nu arătați frică. Modelele miros frica, da? Deci orice ar fi, sunteți compuiteți, da, e bine, e foarte bine și când încerci nu iese un cadru bun, îi arătați cadru și atunci se liniștește și se creează altă dinamică, da? Așa, mai am, uite, un mic truc pe care îl folosesc eu, l-am folosit și astăzi cu succes. Dacă o persoană e foarte crispată, poți să zici un banc, bancul meu preferat este un pinguin intră într-un bar. Nu, serios, ăsta e tot bancul, dar toată lumea râde, voi sunteți ciudați. Hai să răspund la urmă. Am mers. Da, și persoana râde, se destinde, faci câteva fotografii, după aia totul e în regulă. Dar serios, chiar nu știu urmarea, că l-am inventat eu, pentru că pinguinii sunt simpatici. Și barurile sunt simpatice. Așa. Din păcate, trăim într-o lume în care toată lumea se așteaptă, dacă ești fotograf, să fii un robot. Fotograful nu este considerat de societatea consumeristă ca fiind un artist. Poate anumite persoane ne consideră, dar în general se consideră că suntem niște roboți. Noi trebuie să facem ședința foto, trebuie să uităm fotografie, trebuie să predăm într-un timp cât mai scurt. Problema asta există pentru că, uite, de exemplu, la pictori, la scritori, se acceptă pană de inspirație și pană, era legal la scritori, scritorii au voie, noi n-avem voie, știi? Eu nu știu mereu cum o să meritez fotografiile, adică uneori îmi dau seama ce cromatică vreau să folosesc, care este nivelul de contrast, uneori îmi ia mai mult timp, uneori mai puțin, da? Și asta e o problemă. Într-adevăr, nu prea avem ce face cu asta decât să educăm clienții mai departe, să le explicăm care este modul de a lucra. Trebuie să fiți sinceri, să spuneți de la început, dacă aveți de predat o lucrare și clientul vă spune am nevoie în ieri, evident, așa, nu se poate. Și explici de ce. Pentru că e un proces de creație care trebuie respectat. Și că tu poți să-i dai fotografiile, poți să-i dai și cardul din punctul tău de vedere, numai că nu o să fie ceea ce el a văzut la tine, ceea ce el a vrut de la tine. Tu ai nevoie de o anumită perioadă. Și discutați dinainte de ședința foto, uite, eu am nevoie atâta timp pentru asta. Dar nici nu-ți mai dădeam, n-am să dau de două ori. De lucrul ăsta, de exemplu, eu când trebuie să editez niște poze, nu tot timpul am o anumită stare necesară ca să-mi iasă așa cum cred eu că e bine să iasă. Tu, de exemplu, când faci asta și ai un deadline și trebuie neapărat să dai pozele la deadline-ul ăla, dar pur și simplu te uiți la ele și nu ți iese, deci nu știu, faci mai multe variante și nu ești mulțumită de niciuna. Cum faci până? Păi, totuși sun clientul și spun că... Păi nu. Da. Păi pățesc și pentru că nici măcar nu e legat de asta. Mi se întâmplă să nu pot să predau un deadline, pentru că mai îmi revin deadline-uri care s-au terminat și cineva vrea ceva reeditat și chiar e urgent și atunci mi se suprapun. Și atunci cel mai important este să ai o discuție sinceră cu omul și spui, au intervenit niște lucruri. Uneori poți, uneori nu poți și predai ceea ce e. Dacă omul nu poate să-ți dea mai mult timp, nu prea ai ce face, nu poți decât să încerci să expui problema, să-i spui că ai vrea să mai lucrezi. Am mai făcut asta, am zis, eu aș vrea să mai lucrez la ele un pic. Și, de exemplu, când te uiți așa, tu cum îți dai seama cum o să arate varianta finală? Deci nu știu cum te prinzi, cum să o editezi, că acolo trebuie să pui contrastul mai mult. Asta o să fie, o să fie groaznic. Vine de aici. Faci mai multe variante, nu știu, faci vine de aici. Da? Da. E groaznic, n-am altă explicație. Deci, când nu-mi iese fotografia, simt un gol aici și când îmi iese fotografia, simt că e bine aici. Ai fost acum toată lumea pleacă, ce-a fost asta? Da, nu există altceva decât că simți tu și e munca ta. Întrerupeți-mă, bine. Nu ți-ai să editare. Da. Mai te chinui odată, dar până la sfârșit. La 10 poze sau 5 poze sau 8 poze. Se întâmplă să fie mai bine sau este mai bine să o lași baltă 3 zile și să o iei după 3 zile? Este excepțional. Pentru că eu așa consider că ți se curăță pur și simplu, nu mai ești emotiv, emoțional legat de punctul. Da. Că
tu te-ai blocat în cauza unei emoții, în cauza unei... Nu? Da. E corect așa? În primul rând, mai ales dacă stai prea mult la o fotografie, tu nu o mai vezi corect. Exact. Da. E bine să măcar să mai ridici, dracule, tu ești pe fereastră, știi? Da. Adică... Și nu o oră, nu o oră, că o oră e egal cu zero. Plus că, da, dacă poți să lași măcar o zi, două, este minunat. Adică am puncte în care arăt că, băi, nu mai fac nimic. Gata, mă duc să beau bere. Pentru că lucrez în inutil. Dacă nu o simți, nu ai cum să o faci. Și de asta oricum e bine întotdeauna, pe măsură ce lucrezi, dacă nu simți, te mai uiți un pic și la before and after, vezi ce ai făcut, te înspăimânți și ieși afară la berea aia, că e clar că ai dat-o în bară. Da. Așa. Ce vă recomand pentru inspirație? Eu vă recomand foldere. Eu am foldere, am foldere pentru tot. Am foldere pentru concepte care mi se par faine. Și concepte înseamnă orice. Am văzut o vază pe un site de design care mi-a plăcut și cumva m-a inspirat să fac ceva legat de asta. Am foldere de modele. Da? Dacă am găsit o tipă care mi s-a părut drăguță pe Facebook, îi salvez fotografiile cu numele și evident că ele își schimbă numele după aia și s-a dus. Așa. Am foldere cu make-up, am foldere cu păr, cu designeri, am foldere cu locații, dacă apuc să trec pe lângă o locație și fac poze cu mobilul și după aia uit unde era, așa că iarăși n-am ce face nici cu aia. Dar e foarte important, uite, de exemplu, eu când am făcut această mică selecție de fotografii pentru voi, era vreo 12 noapte și mă simteam așa foarte inspirată și după aia am avut insomnie și n-am mai putut să dorm. Pentru că citești chestiile astea și parcă creează ceva în tine, adică foarte multe din ele rezonează cu tine și e bine și să vă salvați câteva chestii de asta motivaționale. Nu vreau să devin all Osho aici și așa, dar e bine să ai câteva lucruri care să... să... S-a întâmplat destul de des, știu ce vrei să zici. Ajungeam și la asta, dar... Probabil prefer să am eu o anumită idee și după aceea să folosesc referințe. Ok. Deci o diferență din ce am zis eu și ceea ce zici tu. Dacă vezi o fotografie care îți place, nu te apuci să reproduci, pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat deja de mai multe ori pe internet. Mi-am văzut și fotografiile mele refăcute, da, la milimetru, știi, aceeași poziție, același tip de modele, aceleași haine. Și prieteni de-ai mei au avut aceeași situație. Nu vă recomand, dar nu asta, dar tu că o să nu dăm papură. Păi da, pentru că nu asta ziceam. Te uiți la o fotografie și găsești un element care îți place. Tu nu reproduci cadrul. Tu ții minte cadrul ăla și e un element din cadrul ăla. Tu nu primești gumă de mestecat. În primul rând, ce trebuie să înțelegi este că atunci când te uiți pe site-uri de inspirație, pe site-uri de fotografie, hai să zicem, da? Așa, ceea ce se întâmplă este că acea fotografie care este... O să găsești o fotografie care te face să simți ceva, da? În momentul ăla, tu o să fii inspirat, da? Putem să-i spunem așa? Prefer să doar să admir fotografia aia, să mă uit la ea, să-mi plac, să nu știu ce, să-mi plăteze oameni. Abandonează cadrul. Următorul. Așa. Bun, asta era chestia următoare. Luați elemente, nu faceți copii fidele, bla, bla, bla. Așa. O să am câteva sfaturi pentru voi, că aș vrea să ajungem și la întrebări, că e aproape 8. Așa. Când aveți de predat lucruri, nu predați noaptea la 4, 5, 7 dimineața, da? De ce? Pentru că nu sunteți în stare să mai vedeți ce e acolo, chiar dacă voi credeți că știți ce e acolo. Deci eu dacă am avut de predat și n-am reușit, las un mesaj, cumva trebuie să dormi, să te trezești a doua zi și te mai uiți o dată peste ce ai făcut. Deci nu... Evit, am mai făcut asta și n-a fost bine.
Așa, serios, chiar nu mai gândești cum trebuie. Creierul tău deja e obișnuit cu fotografia la care te-ai uitat de foarte mult timp și nu mai vezi niște elemente care ți-au scăpat. E posibil să-ți scape un clown stamp pe undeva. Știi, tu ai făcut ceva, apoi când ai vrut să schimbi brașul, ai duplificat capul cuiva undeva în spate. Eu am făcut asta. Dar cu capul ăla ce e acolo? Nu știu. Nu era acolo când am făcut eu fotografia. Cred că era o reflexie când am făcut fotografia asta. Da. Deci, da, nu, încercați să evitați dacă se poate, da? Trageți ro? Da? Toată lumea trage ro? Da. Bun, copii buni. Gumă turbo pentru toată lumea, mai puțin el. Glumesc, da? Bine, știi care e chestia? Că probabil e o chestie de semantică. Adică, la ce numesc eu inspirație, tu numești altceva, știi? Așa, să nu vă lăsați descurajați dacă nu vă ies fotografiile, dacă cineva vă lasă un comentariu negativ, pentru că nu putem fi cu toții genii de la început. Evident, sunt aia care i-ați mai văzut pe net de la 7-11 ani, știi, și... Dar na, eu n-am fost așa. Trebuie să-ți crezi ochiul și de asta te mai uiți pe site-uri. Recomand să nu fie numai fotografie, uitați-vă și la ilustrație și la toate mediumurile posibile, pentru că așa vă creați ochiul. Și așa o să deveniți și voi mai buni. Pentru că poți să nu-ți dai seama că ceea ce faci este foarte prost. Că și eu am văzut fotografii pe care le-am făcut mai demult, care mi se păreau excepționale, știi? Și după câțiva ani era ok, delete, sper că n-a salvat-o nimeni nicăieri. Așa. Productivitatea. Aveți problemă cu productivitatea? Când trebuie să lucrați, să editați? Da. Da. Da? Așa. Asta trebuie să vi-o notați. Sign out Facebook. Da? Eu am o aplicație. Serios, am o aplicație care se numește Self Control App pentru Apple și îmi blochează Facebook-ul. Bine că pot să mă duc după aia la laptop sau pe mobil dacă chiar vreau, dar cumva mă face să nu mai dau refresh, știi? Dau două brașuri pe Photoshop și după aia intru să văd ce s-a mai întâmplat pe newsfeed. Chiar dacă aveți o problemă cu Facebook-ul, serios, trăim în era în care trăim, asta e. Dacă nu sunteți în stare să-l închideți voi, luați-vă o aplicație de asta de pe net care vă blochează pentru un anumit timp de ore Facebook-ul, da? Și dacă chiar e urgență, vă uitați de pe mobil să verificați dacă s-a întâmplat ceva. Dacă e urgență, dar nu o să vă vină să faceți la fel. Dacă asta îți place. Așa. Câți din voi vreți să fiți fotograf profesioniști? Mâna sus. Mâna sus. Sau sunteți? Cât sunteți sau vreți să fiți? Hai mă, încă o dată, că nu-mi dau seama ce se întâmplă cu voi cu mâinile. V-ați luxat mâna. Sunteți foarte puțin? Ok, deci restul o faceți din hobby, nu? Da? Asta e foarte fain. Am prieteni foarte buni care fac fotografie în timpul liber și îți oferă o libertate foarte mare chestia asta. Adică să ai jobul tău și să faci fotografie în timpul liber, pentru că faci numai ceea ce vrei tu. Dar numai ceea ce vrei tu. Adică nu trebuie să lucrezi pentru clienți, că ai deja venit tot de undeva. Că eu nu fac doar ceea ce mi-aș dori. Adică nici nu țin ultima oară când am făcut ceea ce mi-aș dori. Dar puteți să faceți, e minunat, pe bune. Adică dacă vă găsiți și timpul, un weekend după program, este absolut superb. Dar tu, de exemplu, ce faci din ceea ce nu postezi pe Facebook? Că mă gândesc că faci mult mai mult decât postezi. Tot! Adică, nu știu, faci fotografii de produs și de arhitectură și de... De produs mai puțin, că asta chiar nu-mi place. Dar... Da, arhitectura îmi place. Ce faci? Adică, nu știu, ai și joburi de genul da, ăsta? Da. Că tu, de regulă, ce pui sunt majoritatea cine... Da, nu pot să... Am o mulțime de fotografii pe care le-aș posta, mie îmi plac, dar din punct de vedere a ceea ce vorbeam înainte, al audienței, nu pot să
să postez din toate categoriile. Pentru că niciodată oamenii au dat like pentru că le place un anumit tip de fotografie pe care îl postez. Mă gândesc când o să-mi dau drumul la site, vorbesc de asta de 5 ani de zile, când o să-mi dau drumul la site, o să am mai multe categorii unde o să pot să-mi pun lucrurile din portofoliu pe care nu le postez pe Facebook. Da. Da. Și Delirium nu era site-ul tău, nu-i site-ul tău sau e o versiune mai veche sau ce trebuie să renunești? Păi, da, să trebuie, o să pun și blog pe el și mai multe categorii și o să-l fac cumva interactiv, o să pun before and after, să... urmează și asta, am, da. O să pun making of de la ședințe foto, cu ce se întâmplă, cu povești, cu așa, cu de tot, cu ce obiective am tras, cu diafragme, cu lucruri de genul ăsta, tehnice. Așa. Deci, care erați cei care vreți să faceți asta pentru bani? Pentru bani. Mi-ar plăcea să fac asta și să și trăiesc din asta, adică să și câștig bani. Mă rog, și fac într-o mare care măsură, dar am și un job, le fac în paralel. Tot ziceam și eu. Așa. Bine, sunteți foarte puțini. Nu știu... Așa. Nu știu... Există, bănuiesc, v-ați gândit cât să cereți, nu? Da. Da? Așa. Puteți oricând să mă întrebați pe mine? Nu? Glumesc? Serios, nu, glumesc. Nu, n-am nici cea mai mică idee și eu încă întreb prieteni. Adică și eu când mai am un job, îmi sun al prieteni și zic, băi, tu dacă ai luat jobul ăsta, cât ai cere, știi? Pentru că e foarte greu... Adică, ok... Am niște joburi care îmi sunt clare, știu sigur că o să fie ca alte joburi și știu în mare parte ce implică asta, ca timp, ca editare, ca așa. Și apoi mai îmi vin niște joburi pe care nu pot să le estimez. Nu-mi dau seama cât o să însemne în timp, cât o să însemne în editare și atunci e un pic mai complicat și cam încerc să-ți faci în capul tău un calcul. Ce este foarte important să o luați în considerare pentru cei care vreți să faceți asta ca meserie, pentru voi este o pasiune, da? Dar trebuie să vă gândiți și la lifestyle-ul pe care vi-l doriți, da? Cât de mult sunteți dispuși să lucrați? Așa o să creșteți prețul, pentru că dacă toți prietenii voștri o să fie în oraș și voi o să fiți acasă editând și plângând, editând și plângând, o să vă dați seama că trebuie să mai creșteți prețul. Da? Chestia asta cu prețurile chiar nu are sens că unul cere mai puțin, unul cere mai mult. Prețul crește pe măsură ce ai clacat psihic de câteva ori sau fizic. Vă zic din experiență proprie și la mine și la alți prieteni. Cam așa se întâmplă să ridici prețul. Pentru că dacă ai un anumit preț, te iau mai mulți clienți și tu ai impresia că poți să faci aceste 7-10 joburi într-o lună, știi? Și poți, doar că mori la un moment dat, știi? Și nu mai e nimeni care să termine pozele de editat. Adică cam lasă trebuie să vă gândiți cu creșterea prețului. Nu... Că știu că se discută foarte mult pe grupuri de fotografie, că de ce cer ăla atât, ăla mai puțin. Ai întrebat de culinașă? Nu. Te gândiți să lucrurile nu mai faci față? Nu. nu reușesc să... Dar mai babies. Da, dar nu pot, că eu nu știu ce vreau la fotografie, știi? Da, știu. Știu, da, m-am mai gândit, dar I don't make that much money. Ce trist. Așa. Lucrul la care să vă mai gândiți când vă faceți prețurile, foarte importante. Da, poate aveți un studio, da, poate nu aveți un studio, dar trebuie să luați lucrul ăsta în considerare. Mașina, benzina, taxiul, aparatura pe care o aveți. Și lucrurile la care nu se gândesc mulți oameni când fac prețuri foarte mici pentru fotografie. Ce vă faceți dacă vi se strică laptopul, vi se strică aparatul, v-ați pierdut un obiectiv? La lucrurile astea nu se prea gândesc oamenii. Adică tu trebuie să ai mereu bani puși deoparte. Trebuie să ai mereu bani puși deoparte dacă ți se întâmplă ceva de genul ăsta. Nu poți să stai așa la întâmplare, pentru că, hai să zicem că ți s-a furat aparatul cu obiectivul, nu știu, ți-a lăsat un pic în mașină, cineva ți-a spart mașină, vorbim deja de foarte mulți bani. Dacă tu faci suficient de mulți bani în fotografie cât să supraviețuiești,
Păi atunci ești... Nu pot să zic asta, nu? Nu pot să zic ce ești. Așa. Vorbiți la F64, au eu un program. Păi știu că am, dar tu ai asigurare pe aparatura ta? Nu. Că eu nu sunt o persoană responsabilă, dar voi păreți a fi responsabil. Păi tocmai trebuie să faci asigurare, că nu ești o persoană responsabilă. Aha! Mi-ai dat-o. Așa, și mai vorbeam de chestia asta de lifestyle. Când vă hotărâți iarăși la prețuri, altă chestie care este importantă, gândiți-vă ce vreți de la viață. Vă place să călătoriți, vă place să ieșiți în oraș, poate aveți significant other, dacă sunteți norocoși. Nu vă place să vă treziți dimineața, nu vă place să vă treziți dimineața. Gândiți-vă la toate aspectele vieții voastre care vă plac și gândiți-vă în funcție de prețurile pe care le alegeți, pe câte din ele trebuie să le sacrificați. Da? Este destul de important și asta, să vă hotărâți ce tip de viață vreți să aveți. Pentru că eu mi-am crescut prețurile, unul, pentru că nu mai puteam fizic, adică cred că doar anul trecut am plâns de mai multe ori, doar pentru că eram atât de epuizată și nu făceam absolut nimic cu viața mea decât să lucrez. Și trebuie să-ți crești prețurile când simți că nu mai faci față, pentru că riști să te blazezi, riști să urăști ceea ce faci. Adică aș sunt la punctul la care, știi, venea lumea la mine, știu că vreau să te întreb, nu, vă rog, nu, dar nu fac fotografii, nu. Și mai am momente de asta din când în când, adică văd un mail, mă zic, doamne, cineva vrea să lucrez cu ei. Dar aș încerca să nu ajungeți la punctul ăsta, nu munciți atât de mult încât să vă fie frică să munciți din nou. Altă chestie pe care am început și eu să o fac și am învățat de la alți prieteni de mei, gen Cătălin Georgescu, dacă ați fost la el, de la Georgescu am învățat să nu iau jobul dacă nu simt că e pentru mine. De la el am învățat asta, adică chiar el, dacă simte, băi, nu e pentru mine jobul, îl dau mai departe. Și la fel, nu e pentru mine, îl dau mai departe. Sau zic nu. Adică nu vă pierdeți timpul inutil. Așa, hai că am trecut un pic peste... Vreți să luăm o pauză de câteva minute, gen toaletă, țigară, așa? Tu vrei să luăm, nu? Nu, eu... Vrei să vrem. Rezist până la sfârșit. Așa. Hai să trecem la partea de întrebări atunci. Eu mi-au gumele turbo și plec, dacă o să fiți așa. Am eu una de mai personală. Nu consider oarecum, nu știu cum, cu ce unelte lucrezi în Photoshop sau cât de departe zic, cât de departe duce fotografie de la cât de departe de plătesc de original, să zic așa. Bine, hai, vă arăt before and after-ul ăla, tu, oameni. Așa. Bine, cât găsești o să te întreb. Nu consider oarecum. Nu. O șterge. Asta face butonul la roșu. Dreapta. Vă rog și data viitoare, urceți-mi Mac, ca să nu mai par proast în fața audienței, da? Nu consider oarecum păcăleală, dacă am trebuit să folosesc cuvântul ăsta, dacă folosești unelte gen drone brush sau pui lumini... Vorbim de fotojurnalism? Personal. Și atunci nu fă. Bine, dar vreau să nu fă. Nu, serios, nu fă. Nu fă. Nu o fă. Nu o fă. Nu, eu merg pe ideea... David LaChapelle a spus că fotografiile mint. Și fotografiile mele mint. Adică nu mă, pe mine nu mă interesează realitatea. Am spus că fac basme și fantezii, chiar nu mă interesează realitatea deloc, adică mă duc la o locație și e graffiti pe wall-ul ăla, păi de eu nu vreau să scrie acolo Bip Dinamo, da? O să stempuiesc peretele ăla până când nu mai e. Și cu o mulțime de lucruri. Asta e că vreau înainte să vă mai arăt niște chestii micuțe pentru... Deja nu mai țin minte cum se făcea chestia asta. Stai un pic. Că nu-mi dau seama care e pentru... Da. Așa, bun. Eu afară nu trag decât... Adică nu trag cu lumini. Trag doar cu reflectoare. Am o chestiuță de asta. Și pe asta o folosesc. Folosesc cel mai mult silverul.
le-am pe toate gold, nu aș folosi niciodată, pentru că dacă bagi galben în piele și e foarte puternic, nu îl mai scoate nici mama. Așa. Dar bine, evident, fiecare cu stilul de fotografie îți dă un auriu foarte frumos. Așa. Deci blende. Chestiuțele astea pentru cei care trag fashion, da? Să aveți la ședințe foto, dacă uită designerii. Sunt clipsuri pe care le luați de la librărie și dacă e rochia pe undeva prea largă, ca să nu trebuiască să mai faci liquify în Photoshop și să minți, așa, minți punând un clips la spate. Tot e minciună. Everybody lies. Dr. House, come on, sigur te-ai uitat la Dr. House, par genul. Ce? De asta am lăsat întrebarea asta, că vreau să văd ce părere ai despre propria ta. E minciună, așa. Bun, ăsta e un exemplu prost, de exemplu, mi se pare, pentru că, uite, gold reflector și s-a pierdut cam toată informația de pe față, în mare parte. Mai degrabă mai lucrez un pic la cearcăne la primul. Deci, dacă folosiți blende la ședințe foto pentru portretistică, trebuie să țineți minte că dacă este lumina mult prea puternică, există riscul să pierdeți absolut toate elementele pielii. Așa. Nu asta vreau, dar n-am găsit. Ață de aia de pescar. Da. Nu se știe niciodată când vrei să agăți ceva pe undeva, să prinzi un fal de rochie, știți cadrele alea cu rochia care zboară? Puteți să o prindeți așa, altfel puteți să faceți modelul să tot arunce, să arunce, să arunce, dar uneori nu poți, că poate ține ceva modelul, sau puteți, evident, să aveți pe cineva care îl ține și îl photoshopați, dar nu mai simplu vă luați o chestie de asta. Așa. Mă rog, astea erau din nou, asta era un exemplu ceva mai bun la cum folosești blenda. Da. În primul rând, highlight-ul din ochi, catchlight-ul din ochi se creează de la blenda asta, mi se pare mișto. I can do this. Știu, ai spus că ai mai cum ca asta editezi, că mă interesează ca și ecran. Aha. Și folosești, ai tabletă, adică, mă rog, folosești... Adică am tabletă, dar nu folosesc. Nu, folosesc touchpad-ul de... touchpad. Rest pe touchpad de când mă știu. Nu, asta e nu le-a în ordine? Da, uite. Așa. Uitați o minciună aici. Calul ăla se mișcase, dar îmi plăcea cum arăta aia. Și bine, asta era de pe o vreme când nu preeditam RAW-ul, acum preeditez RAW-ul în Camera RAW. Așa că aici era fix cum l-am tras. A, asta, știu ce e asta. Gata, știu ce e asta. Astea sunt niște fotografii complet needitate, sunt RAW-uri. Sunt scoase direct din aparat, n-am apucat să le editez încă. Deci cam așa arată o fotografie RAW la mine. Așa. Dacă Iosefina, dacă te uiți, o să fie gata anul ăsta. Așa. Asta e commercial. Și am tras super pe grabă, am avut, cred că, 5 minute să trag, așa că n-am apucat să mut luminile, nici nu puteam să le mut. Și a trebuit să fac treaba asta, să-l fac pe domnul mai musculos. Așa. Păi am scos caloriferul, am lăsat treaba aia altă, că avea de-a face. Așa, aici am mai mult coloristică, părul se lăsase un pic, era umed afară și am mai luminat fața. Așa, aici un mic crop și am luat privirea din altul. Va, cred că tot capul am luat din altul. Așa, aici foarte puțin, doar am dat reverse. Am refăcut rujul, că era după prezentare, era vară, era foarte cald, rochea era un pic mare. Și era oricum, trăgeam fixii mea după show, n-aveam timp să prindem rochea ca să stea pe măsura ei. Asta a fost pentru Ken Velo. Curățat un pic pe acolo, detalii. Lucru ideal. Vrem balone colorate, dar ți-aducem albe. Așa. Aici, adică, mai ales la cadre de astea de acțiune, se întâmplă să trebuiască să mai iei capul cuiva de undeva. Aici doar am salvat cerul, care se poate când tragi rău. La voi se vede la fel de prost cum se vede la mine? Da. E ok, arată mai bine pozele, jur. De știm,
Da, da, nu știți rolurile. Aici la fel, rochia era prea mare. Așa, invers, doar un pic de cashlight, s-a mai curățat un pic. În general, când tragi fără lumini, trebuie să știi să mai poți corecta anumite umbre, să aduci un pic de lumină în ochi. Adică pot fi lucruri foarte subtile. Adică poți să editezi la o fotografie 5 minute și poți să editezi la o fotografie 5 ore. Adică... Folosești preseturi, nu știu, ai action-uri făcute de tine și salvate și le dai play pe o poză să vezi dacă se potrivesc? Da, mi-am făcut pe camera RAW un preset de-al meu. Că știu, în general, ce white balance vreau, ce contrast, de ce trag și mi l-am făcut, dar îl tweak-uiesc după aia din nou în funcție de fotografie. Da. Iar în Photoshop n-am decât de resize. Ca să-mi facă direct pentru Facebook, pentru blog, ca să-mi trebuiască să mai stau. Asta vă salvează super mult timp. Dacă aveți de predat pentru oameni, în general fotografii, apropo, bănuiesc că știți toți 2048 de pixel latura lungă pentru Facebook. Tot, deci nu dați cu un pixel mai mult sau mai puțin, că s-a dus tot contrast, culoare, sharpness, 2048 și nici asta nu garantează succesul de fiecare dată, e un mister și nimeni nu înțelege. Așa. Mewi? Cum ai adăugat background? Păi, am decupat zona cu pricina. Și apoi aveam o fotografie pe care am făcut-o cu o săpunieră în vama veche, acum mai mulți ani. Și am... pur și simplu am dat drag and drop peste partea pe care am decupat-o. Ce? Fără să decupez. N-am nici o mică idee. A, altă... Stai, mi-am vrut să aminte încă o chestie importantă. Dacă editați, în general, mai mult, e o idee să începeți să țineți o oarecare statistică, da? Să vă uitați cât timp vă ia să faceți ceva, vă ajută și pentru a ști ce preț să faceți pentru un client și pentru a ști când puteți să predați unui client și pentru timpul vostru, să știți, în general, cam cât voia să faceți ceva. Și există iarăși aplicații de timer, te ajuți la calculator și dai drumul. Da? Și atunci ai o oarecare idee. Uite, astăzi poți să-ți faci notițe până când îți faci un calcul. Și dai seama cât îți ia să faci 100 de fotografii, 200 de fotografii sau dacă lucrezi 2-3 fotografii în funcție de ceea ce faci. Și asta chiar vă ajută foarte mult. Puteți să mă mai opriți dacă e ceva... Aici am tras printr-o pungă, da? Ca locații, puteți să trageți oriunde, atâta timp cât acel oriunde nu pare ca un parc. Asta e în Herăstrău. Și Herăstrău e minunat pentru fotografii, să știți. În afară de faptul că sunt o mulțime de indivizi dubioși. Ce politicul e corect sunt azi. Da. Asta e în Balta de la Herăstrău. Da, e foarte fain acolo, e o reflexie mișto. Aici am simțit-o că arăta mai bine mâna în cealaltă parte. Asta la nelansată de care v-am zis, care, astea sunt complet needitate, cum apar ele din... Eu nu am presetări pe aparat, las să fie cât mai desaturat posibil, ca să pot să lucrez eu cât mai mult după aia, să văd fotografia cât mai raw, să nu mă las influențată de preseturi. Așa că, iar eu trag pe albastru. Așa, cine a mai venit cu mine la ședință foto? Ți-am mai zis asta? Așa. Eu trag pe albastru pentru că e mult mai ușor să corectezi white balance-ul din albastru către ceva mai cald decât din ceva foarte cald, nu cald, dar foarte cald. Dacă tragi pe portocaliu complet și după aia încerci să ajungi la piele albă, s-a terminat. Și mai ales, să zicem, poate fotografiați pe cineva afară, nu e chiar așa de grav, dar poate fotografiați într-o zonă în care se reflectă ceva, un perete roșu, o rochie, e ceva acolo care se reflectă pe față. Dacă ați tras
foarte portocaliu, foarte cald, există șanse să nu mai puteți să recuperați skin tone-ul natural. Așa că eu mereu trag pe albastru atât timp cât nu am un client important care s-ar putea panica de faptul că fotografiile sunt albastre. Dar trag cât de albastru se poate. Asta e ceea ce fac eu, adică voi faceți ce vreți voi. Asta merge pentru mine. De albastru. Adică e cumva semnătura ta, fie albastru de voroneț și albastru tău. Eu bag roșu în fotografii, dar îmi place albastru. Nu știu, așa mi se pare. Yes, mă bucur că îmi place mai mult albastru decât roșu. Mă gândesc la asta, dacă văd o fotografie, chiar dacă nu știu cine a făcut-o, îmi dau seama că e a ta după cum sunt culorile editate. Și asta are cumva legătură, adică poate să influențeze treaba asta că tu tragi pe white balance albastru? Cumva să-ți dea semnătura asta comună pentru toate pozele? Cât ți-am zis, e ca un fel de, sau nu știu, e așa mai departe, nu ești? Nu, asta este stilul, cred că, la care încerc să ajung. Chiar dacă încerc să mă îndepărtez de uneori, tot acolo ajung, știi? Și, da, mie chiar îmi place albastru mai mult decât roșu, dar întotdeauna pun un pic de roșu în fotografii, chiar dacă încerc să nu, până la urmă, tot așa mi se pare că arată mai... Ok. Pot să vă arăt niște... Cât de mare se vede asta pe ecran, în ecranul? Se vede mare? Adică se înțelege? Boss! Se vede bine pe ecran acolo? Adică... Da? Că... Mă rog, să zicem. Cam... Vă arăt niște fotografii, niște ședințe foto nelansate, așa că vi le arăt repede. Nu, asta e lansată. Aici vreau doar să vă zic că... Din ședința asta am făcut 3 cadre, s-ar putea să mai editez la un moment dat. Dar ideea de bază este, dacă aveți inspirație, duceți-vă și trageți fie și un cadru, fie un portret cu cineva, nu trebuie să faceți o ședință foto de 70 de cadre. Vă duceți, faceți un cadru, aveți ce posta, să-ți fericiți că ați mai făcut ceva, modelul are o fotografie, totul e minunat. Aici o să vă arăt niște fotografii pe care le-am de ani de zile, nelansate, sunt spre fratele mele, le țin acasă, nu le arăt la nimeni. Am tras cu un lens baby. În câteva din ele. Am avut și un lens baby, dar mi-a fost furat. Chiar ar trebui să-mi fac insurance. Asta e altă ședință în Herăstrău. Da, să zicem, reflexia la bălticica aia e foarte faină. Mă mir că nu ne-a arestat nimeni. Asta e ședință foto de care sunt foarte atașată. E povestea sirenei, dar după Andersonul Disney. Asta e altă ședință foto. Așa. Bun. Iar așa m-am pusat pe ce nu trebuie. Ok, și acum partea cu întrebările. Ați spus că revin la un anumit punct. Te rog. N-am înțeles, scuze-mă, n-am înțeles ce înseamnă trași pe albastru. White balance. Am zis white balance de mai multe ori. Păi nu chiar, de fapt e în jos. Dar oricum contează în funcție de lumina ambientală pe care o ai. Că dacă tragi la apus când deja... Nu, e, oricum e în jos. Albastru e în jos, portocaliu e în sus. Mai rece în jos, mai cald în sus. Întrebări. Serios că mi-au gumele și mă duc acasă, mă duc să beau bere jos. Ce facultate ai făcut? De studii de fotografie și comunicare. De fapt, de fotografie și studii de comunicare, dar mă luat pe nepregătită. 3? 4. Double major. De ce Canada? Pentru că locuiam acolo. Sí. Y fue
Cine? Andreea Clarin. A, să-mi notez. Clarin, așa cum se aude? Bun. Ce influențe ai? La cine? Sau ce ți-a plăcut? Tim Walker. Cum? Tim Walker. Ok. Andreea, da. E numai românesc sau? Nu. Ea, e, dar tot Andreea? Da. Ah, ok. Bine, am dat. O să o caut. Mersi. Adică, fă influența asta. Saturarea culorilor și a... Da, asta nu e Tim Walker. Mi-aș dori să fiu ca Tim Walker, dar nu sunt, din păcate. O combinație între David LaChapelle și Tim Walker, cred că astea sunt influențele mele cele mai mari și fac un melaj între ei. Nu la fel de reușit ca ei, dar încerc și eu. Fiecare cu ce poate. Da. Serios, am multă gumă. Yes. Da. Poftim? Asta e pentru agenție. Serios? Da, fac și teste cu modele. Ce? Păi pentru că nu arată ca niște teste. Da, adică în general agențiile când mă contactează chiar își doresc să nu pară chiar ca un test simplu, doresc să fie mai... Da, da. Nu scriu pe ele că e test, dar am mai făcut. Da. Putem vorbi. Eu îmi doresc să urmez o facultate de fotografie și vreau să te întreb dacă pe tine persoana te-a influențat acest studiile astea universitare. Să te regăsești pe tine. Băi, a fost fain, a fost distracție, dar n-am... Adică pe tine din... Nu, pe fotografie nu. Am prea învățat nimic. La studii de comunicare, la media, da, am învățat foarte mult despre societate, despre globalizare, despre ce vrei tu. La fotografie a fost cam lame. Da, sorry. Adică, și s-au repetat cursuri, era același lucru, ne schimbau profesorii ca să nu ne prindem, că e același curs și titlul cursului, știi? Și tu, practic, să, efectiv, să, cum ai învățat? Adică, până la urmă, tot singură, nu? Ai da. Cursuri ale altor fotografi, nu știu, mai de mult? Mai nu am prea fost, că pe vremea mea nu prea exista așa ceva cum e acum și aveți foarte mult noroc că puteți să mergeți la workshop-uri de genul ăsta organizate de Canon sau de F64 și... Și la editare, tot așa singură cu tutoriale de pe, nu știu... Eu mi-am picat testul de Photoshop, că n-am știut să fac drag and drop. Că aveam cursul de Photoshop vinerea și joi era pub night. Și n-am prea ajuns la cursul de Photoshop și când a trebuit să dau examenul, prima parte ca să faci ceilalți pași era să faci drag and drop la o fotografie într-un reel de ăsta de film. Și nu știam să fac drag and drop. Așa că am ieșit afară și m-am dus și am plâns, știi? Și acum sunt mai bună ca prof de Photoshop, de asta nu contează. Să vă arăt eu. Da, adică... Acum am învățat mai mult de la colegi. Chiar aveam o colegă care era la PR și am învățat de la ea mai degrabă. Da, e ciudat, știi cum funcționează lucrurile astea uneori, decât de la profesori. Și acum, de exemplu, tu mai încerci să mai înveți lucruri noi care țin, nu știu, de tehnică, de editare sau de... Tot zic, da, tot zic. Da, încerc. Chiar, adică știu ce ar trebui să învăț. Te duci la un alt fotograf și te interesezi cum a fost făcută ca să ajungă acolo și încerci să aplici și tu metoda dacă îți place? Da. Da, nu, da. Da, nu, da. E dificil, că îmi tot zic că o să fac asta. De exemplu, eu cu ce știu, acum mi se pare că am ajuns într-un punct în care bat pasul pe loc și tot îmi doresc să fac mai mult, bine, eu am și un job în același timp, în paralel, și tot timpul zic că n-am timp și mă enervează că mai văd chestii mișto făcute și aș mai... Na, mi se pare că trebuie să mai vezi din când în când lucruri noi, că altfel... De asta spuneam, să îți stabilești câteva zile pe săptămână. De exemplu, mai ai și site-ul ăsta foarte fain, dacă știți de el, Creative Live, da? Pe care sunt workshop-uri gratuite online. Da. Și eu le dau drumul uneori, pun tableta lângă calculator și o editez și ascult, știi? Sau mă mai uit din când în când. N-am făcut asta de mult timp, dar mi-a adus aminte. Da, e foarte important să faci asta, adică trebuie să învățăm constant. Autosuficiența de obicei duce către stagnare. Și la ședințele foto, nu știu, normal că dacă ai pentru un client, vine clientul cu ce ai de făcut, dar
De regulă, faci tu styling-ul sau ai un stilist cu care lucrezi, nu știu cum îți place mai. Da. Dar ce? Și, și. Clar că dacă faci cu prietena ta, nu de nici, probabil că organizați voi, nu? Că tu ai viziunea și pentru tine și atunci faci tu cu ei, cu arne, faci ce-ți trece ție prin cap, nu? Așa, dacă e pentru clientul X, e posibil să vină persoana respectivă, nu? Da, dar unor clienții îmi lasă mie și partea asta de styling. De la client la client. Eu mă bucur să am styling, să-mi trebuiască să-mi bat eu capul, dacă e compatibil cu viziunea mea. Sunt unii stiliști care fac foarte mult și care și-au dus foarte mult aportul în da. Cadru, în fotografia da. Finală, de exemplu, nu știu. Băi, dacă nu ești ok cu asta, faci singură. Da. Vezi că suntem live, vezi ce nume spui. Păi Amir, știi, mie place foarte mult. Am zis de stilistul de fotografie. Și am lucrat cu el. Da. Mie așa mi se pare, tot ce văd făcut de el îmi place foarte mult. Păi da, stiliștii, în general, asta trebuie să facă, adică să-și aducă o parte a viziunii. Și e bine să poți lucra cu ei în echipă, adică te pot ajuta să faci un cadru mai bun. Tu, de regulă, reușești să ajungi la un numitor comun cu echipa? Adică ți-e ușor să te integrezi, să poate aveți viziuni diferite și unul e mai căpos și, nu știu, tu chiar vrei să fie ca tine, nu știu, reușești să ajungi acolo? Mai până acum a fost ok cu cine am lucrat și probabil că am încercat să o uit dacă n-a fost. Adică nu știu. A fost în regulă. Și din ce experiențe mai ai tu, că ne-ai spus, uite, de exemplu, să nu arăți frica modelului, da? Cam ce ar trebui să nu mai faci? Da, adică în niciun caz să nu îi spui, Doamne, cum a ieșit, că am mai auzit de la modele, că au fost fotograf care au spus, Doamne, cum a ieșit în poza asta, dar... Nu, nu faceți așa ceva, adică încurajați modelul, mai stați de vorbă, există exerciții ca la actor pentru relaxarea musculaturii, să zică consoanele, vocalele, să puși un post, dacă poți, imuți față, ceva știi, să-și mai intre înapoi în fil, zici bancul cu pinguinul, o să mulțumiți pentru asta. Cerin. Sunt așa, foarte cer, hai să râdem, în simplu și eu sunt așa uneori și am observat că am încercat și cealaltă parte, adică să forțez puțin modelul și să fac să se concentreze mai mult și să, nu știu, să forțeze efectiv la un moment dat. Rătul la palme, ce ai făcut? Nu chiar așa. Nu chiar așa, dar aproape. Nu, dar știi cum spune, nu e bine ce ai făcut, aici trebuie să te concentrezi, adică să fie așa. Dacă îi zici pe un ton ok, e foarte important când vorbești cu oamenii să încerci să eviți să începi propoziții cu nu? Asta am înțeles, dar uite, vezi tu, diferența a fost că la un moment dat am făcut o comparație, eu nu am putut să scot din modelul de același model, stările pe care le-a scos el, în condiții care, efectiv, vorbea cu ea foarte negativ, adică spunea, nu e bine ce faci, trebuie să faci altceva, nu e ok. Adică eu nu am putut să scot stările astea, pentru că eram, e ok, hai să încercăm altceva, hai să facem nu știu cum, adică foarte... Mm-hmm. Păi cred că contează și ce fel de persoană știu, eu nu pot să vorbesc cu unui model. Adică dacă sunt prietenele mele, da. Adică știu ele. Dar dacă sunt niște modele pe care nu le cunosc, nu pot să le iau așa și să le zic lucruri de genul ăsta. Fiecare cu stilul, asta chiar pe bune modul unui fotograf de a fi și dacă merge pentru acest fotograf de care vorbești, atunci totul e ok. Adică dacă tu poți să faci asta și crezi că merge ok, dar aștept să ai grijă, că știi și modelele au sentimente. Adică eu nu pot să fac asta. Ce? Da. La final, îți imagina că ele sunt supărate. Sunt tot fericite că au reușit să exprime ceea ce trebuia să exprime și au mulțumit pe fotograf. Da, dar n-ai de unde să știi cum o să vorbească despre acel fotograf mai departe. Că eu mai aud de la modelele mele, îmi zic cum lucrează cu alți fotografi și așa. Știi, țin minte asta. Fotograful știe exact ce vrea și o să încerce să ducă în direcția aia. În momentul în care face puțin, nu chiar la numele aia, dar puțin improvizare, atunci așa să curgă. Dacă știi exact ce vrei, atunci probabil poți să fii puțin mai rigid. Uite, puteți, de exemplu, înainte de o ședință foto, când lucrați cu modele, să vă puneți pe mobil câteva exemple de poziții
și puteți să-i arătați modelului. Mie mi se pare foarte de ajutor, chiar dacă, mai ales dacă este un model care nu a mai pozat, să le trimiteți dinainte ca să le poată exersa în oglindă. Pentru că o dată ce se vede ea sau el, dacă se văd cum arată, deja în momentul în care le spui să facă lucrul ăsta și vine de la ei, e mai natural. Dacă le spui să stai într-o poziție și nu-și imaginează exact, apare un pic în ochi senzația aia de nesiguranță. Și poți să photoshopezi o mulțime de lucruri, dar senzația aia de nesiguranță nu poți să photoshopezi. Și de asta e foarte bine să vină de la modele, eu le arăt fotografiile și le las să intre în stare, apoi corectez lucrurile. Adică prefer să las un model să se miște cum consideră el și apoi doar să corectez lucruri pe care n-are cum să le vadă și nu poate să-și dea seama exact. V-am dat gumă la voi trei? Da. Tiberiu. Să spun că ai un monitor perfect calibrat. Tehnic vorbind, imaginea pe care ai editat-o este corectă din punct de vedere al expunerii, al histogramei de expunere și histogramei de culoare. Și o să vadă tot cadracul pe monitorul cuiva undeva. Nu. Asta n-a zis, mă interesează. Deci, tehnic vorbind, imaginea este perfectă. Nu știu, poate tu, ție ți se pare că parcă ai vrea să mai tragi de albastru sau ai vrea să mai tragi de negru sau să fie mai dark sau să fie mai light. Cât de mult contează asta pentru tine? Stai, ce? Cât de mult contează faptul că histograma, nu știu, tehnic vorbind, poza este perfectă, teoretic. Dar nici nu mă uit la histogramă. Ceea ce am zis eu atunci era legat pentru tine ca să te ajut. Total nelegat de aia. Nu, eu nu mă uit la histogramă. Okay. Eu mă uit doar după ochi. După ochi, da. Ți-am spus complet. Sfat de la complet useless. Altceva. Haideți. Nu pot să zic că după aia o să se supere cei pe care nu-i menționez. Normal că sunt o mulțime de fotografi care mă inspiră în România, dar atunci ar trebui să fac așa o listă foarte lungă. Și dacă uit pe cineva, primesc mesaj pe Facebook când ajung diseară acasă, știi? Nu sigur atunci, nu sigur că ai face cel mai mult? Închideți transmisia? Nu, nu zic nimic. Nu vă zic nimic. Bine, înseamnă că s-au uitat la tine aici. Nu știu, dar sunt foarte mulți fotografi în România care mă inspiră. Oltin Dogaru, vă dau un nume, nu mai zic niciunul, atâta. Oltin Dogaru îmi place foarte mult. Inspirație pentru mine. Dragi, acum o să mă înjură ceilalți. Așa. Haideți, că v-am adus și dulciuri, că știu că asta e partea cea mai dificilă. Și mereu tragem. Trebuie să mă agăț și eu de ceva. Uneori sunt oamenii mai vorbăreți, altor nu. De exemplu, ți se pare... Nu, la mine sunt fix primele, dar nu știu de ce, da. Că după aia încerc să reproduc cadrul și nu mai mi-e la fel de bine. Nu, dar chiar nu contează. Mie mi se pare că la final deja modelul ajunge chiar să se relaxeze și să se simtă ok și să fie așa mai în piele. Stai, am înțeles la ce te referi. Am crezut că te referi când încerci o ipostază, știi, tragi multe fotografii. Nu, te referi de la început și dinții. Da, normal. Pe vremuri, fotografii pe film, uneori se prefăceau că pun un film în aparat. Și ca să creadă modelul că deja a început ședința foto, ca să se relaxeze. Și de-abia după ce se relaxa modelul și încerca mai multe lucruri, puneau filmul cu adevărat înăuntru. Da, adică oricum e bine și asta, știi, dacă e să încep fără presiune, să nu, mai ales dacă nu e un model care a mai făcut asta. Vreți să vă dau eu subiecte? O să vorbim despre politică? Cât timp să-mi setez cadru. Nu știu, ce e acolo? Ce fel de cadru? Despre ce fel de cadru vor? Serios? Ce fel de... Trebuie să... Nu-mi dau seama ce fel de cadru. Că poate încerc să aranjez o masă cu diverse lucruri, să aduc. Poate sunt... Da, uite, putem să vorbim de scouting, n-am vorbit de scouting, la locație, care este un cuvânt care nu există în dicționarul român, dar nu ne interesează. Eu mă duc înainte de o ședință foto să văd locația
îmi iau aparatul cu mine și preferabil o persoană și fac mai multe fotografii până când văd că am suficiente cadre. Pentru că nu vreau să mă duc la o locație și să n-am suficiente cadre. Mai ales dacă e pentru un client care vrea să aibă pentru mai multe produse, fiecare cadru diferit. Și apoi după aia să-i zic, băi, am fost, nu avem suficiente cadre, hai să mai căutăm. Așa că... Există cuvântul în română, prospecție. Da, păi, dar ziceam că locație nu există. Nu există locație cum îl folosim noi. Locație înseamnă altceva, asta vreau să zic. Ena. Există? Păi, nu din păcate, trebuie să ne obișnuim cu vremurile. Nu știu, mă bucur. Așa. Haideți. Am răspuns cu locația. Prospecția. Mary. Îți faci un de mult port înainte de un shooting și discuți cu echipa de fiecare dată sau pur și simplu improvizezi? Mă refer acum și la... Și, și. Unor, da, unor sunt pur și simplu surpriză. Nu vă zic ce să fac, dar veniți acolo. Da. Dar încerc, adică fac și un grup pe Facebook, dacă se poate, și acolo postăm toți și pun acolo, uite, cam ăsta ar fi mood-ul, ăsta o să fie make-up, o să fie părul. Adică e foarte bine să asta, se cunosc și membrii echipei între ei, pot discuta, știi? Ai improvizație foarte importantă, dar nu știi niciodată, tu poți să ai ceva în capul tău și ajungi la locație și, de exemplu, ai un cadru pe care vrei să-l faci, iar modelul respectiv nu are structura facială pentru asta a fi pozată din acea poziție. Și atunci restructurezi direcția în care mergeai sau ajungi acolo și e lumina foarte proastă în zona în care vrei să fotografiezi sau tocmai a fost tăiat copacul. Adică nu știi niciodată ce se întâmplă și e foarte important să poți să găsești ceva nou. Adică fotografia pe care vi-am arătat cu fata cu părul albastru și povestea sirenei cu floile pe cap, floile le-am găsit când m-am dus la ședință, la locul cu piscina. Și am făcut cupola, apoi am umplut cada, apoi... Da, adică de câte ori mă duc la o locație, chiar dacă am mai fost înainte, mă duc și caut elemente pe acolo. Nu se știe niciodată ce găsești. Poți să găsești, mai ales în locuri abandonate, niște lucruri atât de interesante. Așa că e bine să fii mereu deschis. Să fii deschis la ceea ce poți găsi acolo. Când mi-am șters o mulțime de fotografii vechi. Mi-a luat probabil câțiva ani, adică cred că după terminatul facultății, probabil, adică, da, cu o vreme după terminatul facultății, probabil, început. Și în continuare ideea este că o să-ți schimb și stilul, o să-ți schimb stilul de editare, știi? Și atunci, adică foarte mulți amici de-ai mei își revizitează fotografii vechi pentru că mai înveți ceva în termen de post-procesare și apoi te uiți înapoi și ești, Doamne, știi, și o ștergi și o reeditezi. Și eu mi-am reeditat fotografii vechi. Și sunt convinsă că pot fi editate și mai bine și... Da, m-am oprit la un moment. Dar, da, adică o să știi, hai, că o dau din nou pe deala. O să știi când o să se întâmple. Când e ochii format. Cum faci cu arhiva? Ce arhivă? De... stochezi, cum le cataloghezi, cum chestii. Sunt zeci de imagini. Photoshoots, models, Dumnezeu cu mila. Hard extern? Da. Online. Hard extern. Apropo, legat de asta, și eu trebuie să fac asta. Dacă țineți la munca voastră, salvați-o pe două hard drive-uri. Eu aparent nu țin suficient. Sau online, colegul de aici poate să vă ajute cu această informație. Site-uri, nu eu. Sunt site-uri. Așa, dar chiar sunt site-uri.
unde puteți. Și cred că mă gândeam la chestia asta cu salvatul fotografiilor online. Ar fi o idee ca măcar... deci, oricum ca idee, vreau să vă zic și asta. Să aveți un folder de portofoliu, da? În care să vă puneți fotografiile voastre cele mai bune constant acolo, pentru că atunci când e nevoie să trimiteți la cineva sau la un interviu sau pentru un job, să aveți toate cele mai bune fotografii ale voastre pe categorie acolo, ca să nu trebuiască de fiecare dată să faceți ca mine și să umblați prin toate folderele și să căutați acolo tot ce e și să le faceți. Am avut la un moment dat, dar l-am șters că nu mai aveam spațiu și acum regret. Și cred că ar fi o idee bună să salvați online măcar portofoliul ăla. Dacă vi se pare că nu vreți să salvați chiar absolut tot ce aveți, măcar portofoliul ăsta l-aveți salvat online, pentru că nu se știe niciodată când o să aveți o inundație sau altceva în casă. Și dacă vă pierdeți munca de viață, e destul de frustrant. Repet, eu n-am făcut asta, dar e o idee bună. Mi se pare o idee foarte bună. Găsit Facebook, postat poze, lume dat like. Asta a fost. Nu, a fost pe DeviantArt. Postat poze, lumea dat favorite. Da. Am încercat, n-a mers între noi, dar am păstrat o relație de prietenie. Flickr-ul mi s-a părut un pic prea complicat pentru mine. Adică nu-mi plăcea designul, l-am înțeles că acum arată bine. Dar în schimb sharpness-ul era genial pe el. Da, na. Pe Behance vreau să tot zic o să postez, că e foarte bun Behance-ul. Da, e foarte fain. Da, bine, și Tumblr sunt deja acolo, dar n-am postat nimic, postează alții pentru mine, foarte drăguț. More questions. Nu fiți antisociali. Ah, nici nu te-am văzut, doamne. Nu știu cum să... Close enough. Pană de idei? Nu, am rămas decât cu pană de chef de cele mai multe ori. Adică am perioade când chiar nu am chef să fac fotografie și mi se pare ok, pentru că, după cum am spus, nu suntem roboți. Mai bine ții o pauză și când revii după pauza aia ce mai vorbeam, revii cu mai multă inspirație, cu mai mult chef de muncă. Adică nu e bine să te forțezi când chiar nu poți. E bine să te motivezi când o faci din lene. Știi? Când aș vrea să fac, dar nu. Dar atunci când chiar simți că nu vrei, că nu vrei, nu vrei, nu poți, atunci poate mai bine ții o pauză și după aia revii cu forță puternică. Forțe bune, forțe, whatever. O să scot ochii cuiva până la sfârșit. Cum faci copyright? Ceva cu copyright-ul? Tot aștept să-mi fură cineva fotografia și să dau un judecată. Adică, nu, chiar nu mă interesează, nu? Decât să-mi fure fotografiile. Doamne ajută, când mai vine. Nu, chiar nu prea am pasă de chestia asta cu furatul. Chiar, eu n-am... Ba da, dar dacă scriu până și cu numele meu le găsești, că sunt indexate cumva, chiar dacă ele schimbă sau îmi taie așa, mă apar fotografiile pe net, e fascinant. Sunt peste tot, dar nu mă deranjează chestia asta. Chiar nu mă deranjează, chiar dacă scot și logo-ul și nu-mi dau credit. Adică bine, dacă o să văd undeva la o publicație foarte mare, de asta zic, atâta aștept și eu. Nu doar pe bloguri de astea minuscule. Așa cum a pățit Lara Jade, s-a îmbogățit. Da. Dar nu mai am șanse, că nu mai sunt minoră. Așa. Da. Deci, copyright, eu cred că e ok să spui semnătură legat de asta. Una mică, drăguță, așa, pentru că unii oameni chiar nu vor să-ți fure fotografia, vor doar să o reposteze undeva. Poate uită de unde au luat-o, cum au luat-o și atunci măcar să rămână logo-ul. Că dacă vor să ți-l cropeze sau ți-l scoată, o să o facă, știi? Și altă idee este în Bridge sau în Lightroom unde lucrați, aveți opțiunea la copyright să vă treceți acolo informația ca măcar să fie indexat mai departe. Și cam atât. Good question. Very good question. Altcineva? Camera raw. Și Lightroom mai folosesc?
doar ca să export. Da. Nu, e o chestie personală, nu m-am amat așa de Lightroom. Știu că în general toată lumea folosește Lightroom, dar mie îmi place... Nu știu ce? Nu știu că toată lumea folosește Lightroom. Nu, e mai popular decât Camera Raw, dar eu mă împac mai bine. Fac oricum amândouă același lucru. Preprocesare. Înainte de Photoshop. Pregătești practic fișierul. Adică acolo, când intru în Camera Raw, am grijă să n-am zone arse sau zone foarte închise. Cam asta e ideea de bază și corectez white balance-ul cât consider eu. În ultima vreme am început și să fac schimbări de cromatică direct din Camera Raw. Înainte nu făceam, dar acum deja schimb și cromatica din Camera Raw. Pot să dau pe roșu sau pe albastru, să... dar am observat că nu e o idee foarte bună. Așa, mai bine faci în Photoshop, pentru că după aia poți să ai layer-urile tale și să schimbi. Da. Haideți, copii. Să-mi pun întrebări singură? Nu? De ce nu mai ales niște fotografii? Nu, dar te vezi peste 5 ani. Eu sper că o să fiu în viață. Sinceră să fiu. Chiar sper că o să fiu în viață peste 5 ani. Așa că idee ce o să fac în 5 luni, sinceră să fiu. Am toate ședințele astea nelansate cu care nu știu ce să fac, că n-am timp să le trimit nicăieri. Și tot îmi zic în fiecare an că o să-mi găsesc mai mult timp, să fac mai multe ședințe personale, că o să dau drumul la blog. Adică sper ca până anul viitor să scap de ședințele astea undeva, să fie și ele publicate undeva și să-mi dau drumul și la blog. Adică pot să vorbesc doar de speranțele mele pe următoarele luni de zile, la fel ca și cu viața în general. Peste 5 ani n-am nici cea mai mică idee ce o să fac. Da, ai vrea de zis, uite, cum e aninarul de trage prin state, ți-ar plăcea să faci asta în afară, mai ales că ai studiat în afară? Plăcea să călătoresc în afară și să mă întorc acasă. A, da, vrei în continuare să practicezi fotografia? Sunt mai mazochistă de felul meu, mi s-a mai zis. Dar eu n-aș pleca, aici mă simt acasă. Nu țin neapărat să plec undeva. Eu aș vrea să călătoresc, să văd, adică normal, știi, să duci să faci ședință foto la Paris, la Londra, și după aia să te întorci acasă. Cred că asta ne dorim cu toții. Adică ai călătorit cu job-ul, cu fotografia, nu? Da, da, și la Ploiești, și... Adică a fost un shooting. Am fost, da, am fost la Paris. Sigur ai fost undeva, că știu sigur că nu era de la noi ședința respectivă. Am fost la Paris. Am fost și în Bulgaria. Da, cred că de-aia aminte, da. Ai făcut vreodată o serie, altceva în afară de beauty, fashion, artistică, ceva? Da. Și altceva? Da. Și încă fac. Sau? Nu, le țin ca majoritatea lucrurilor pe care le fac. Ar fi interesant. Păi, când o să dau drumul la blog, chiar o să am o secțiune și chiar o să am și postări pe blog, în anumite zone pe care le-am vizitat și am făcut fotografii și de peisaj și cu oamenii de fotojurnalism. Am fost la proteste în ultima vreme și am documentat protestele. Da, adică o să apară și asta. M-am gândit foarte mult, m-am consultat cu oameni. Am ajuns la concluzia că dacă l-aș pune pe pagina de fotografie ar fi un pic confuz pentru lume. Și atunci mai postez câte o fotografie, două, poate, pe profilul personal. Că oricum ai o șansă de reach mult mai mare decât pe pagină. Da. Da. Dar și e foarte important asta ca fotograf să găsiți un mod de a fi văzuți. Adică puteți să fiți foarte buni acasă. Dacă nu vă vede nimeni, nu vă ajută cu nimic asta, dacă voi vreți să faci asta ca job, mă refer, că în rest poți să le faci pentru tine, că mulțim și eu o mulțime de chestii pentru mine. Eu, de exemplu, când am tras la proteste, nu le-am postat eu fotografiile, le-am dat persoanelor care se ocupau de organizare să le aibă ei pentru eveniment, pentru documentare, pentru ceea ce, știi, nu l-am păstrat pentru mine.
Dar e foarte bine să vă găsiți câteva site-uri pe care să postați. Facebook-ul a fost foarte bun. Așa, acum nu mai e. Behance-ul îl recomand din nou, pentru că pe Behance aveți o șansă să fiți văzuți de oameni care lucrează în domeniu, în publicitate. Se preiau proiecte de acolo. E, asta e iarăși foarte interesant, că e pe bază de proiect și poți să faci o serie. Și chiar oricum și pentru inspirație e un site foarte bun. Așa, nu știu unde mă gândeam eu să mai postez. Era să mă întreb ce-i Twitter. Da, știu, am auzit. Și poți să pui și poze? Doar că e avut un market foarte ciudat, de 1024 de 512 pe scară de aha. Da. Poți să pui pătrate. Da, grade. Îți recomuiești rețeaua așa să țin asta în puțin. Poți să faci galerii? Poți să-mi la formatul. Nu știu, nu, pe mine personal nu m-a prins chestia cu Twitter-ul, dar știu că Instagram-ul People e huge, adică o mulțime de oameni și-au închis Facebook-ul și-au rămas doar pe Instagram, pentru că de ce să comunicăm așa. Și chiar acolo se întâmplă ceva din ce am înțeles eu, mai în afară probabil mai degrabă decât la noi în momentul de față, dar este cea mai nouă unealtă și cea mai eficientă de marketing din ce am văzut și foarte... Foarte mulți oameni au intrat în atenția presei prin conturile lor de Instagram. Așa că Instagram-ul chiar îl recomand. Dacă mai aveți și alte sugestii de site-uri care ar putea să vă ajutați între voi. Cum depinde de targetul pe care l-ai. Dacă Facebook-ul și Instagram-ul sunt efectiv pentru general, pe Twitter mi se pare foarte profesional general. Da? Adică toate agențiile de presă, toți mari fotografii internaționali sunt pe Twitter, unde pe Facebook nu sunt. Sau sunt foarte mici și nebăgați în seamă. Pentru că pe Facebook e Lady Gaga, să spunem. Unde pe Twitter o să ai chestii destul de finiți. Uh-huh. Asta e problema. O să studiez problema. Ne apropiem de sfârșit. Mai aveți întrebări? Vă sunteți foarte vorbăreți astăzi. Tehnica folosită în orice întrebare și orice răspuns. Curiozitatea mea ar fi dacă ai putea creiona simplu cea mai mare provocare. Care... Provocare... În tot ceea ce faci. În tot ceea ce fac? Da. Să mă țin de ceea ce zic că o să fac? Pentru că toți zic că o să am un vernisaj solo de câțiva ani de zile, toți zic că o să dau drumul la site de câțiva ani de zile, toți zic că o să fac măcar o dată la două luni o ședință personală pe care s-o și dau undeva mai departe. Mi-am făcut și lista de reviste unde aș putea să trimit, am rămas foarte axată pe una care unde nu răspund oamenii de acolo, dar eu pe aia o vreau, așa că nu mai trimit nicăieri altundeva. Cred că e ceva genul Fairy Magazine. Am văzut-o și pe aia, dar trebuie să te uiți când, dacă trimiteți la publicații pe Facebook, încercați să fiți atenți și la modul lor de postare. Sunt unii care îți postează fotografia fără link. Adică îți scriu numele, mă bucur că mi-ai scris numele, locuim și trăim într-o eră în care nimeni nu o să dea copy-paste ca să afle cine sunt. Așa că dacă nu îți trec, adică nu trimit. Dar ei am văzut că postau și cu link activ și aveau și o publicație de print și asta m-ar fi interesat. Dar nu răspund și eu pe ei vreau și rămân acolo, fotografiile, acolo. Mai aveți întrebări? Cred că o să mă întreb cu ce make-up artist ți-ai dorit să lucrezi? Crea pe direct. Ce ai zis încă o dată? Să zicem că ai avea timp liber, Andreea, da? Să zicem, da. Și ai vrea să faci așa un proiect de suflet. Ce ți-ar plăcea să faci? Fantasy, dark beauty,
Păi nu se exclude nimic aici. Adică oricum pe fantasy, oricum ceea ce vreau să fac în timpul meu liber, vreau să devină tot mai elaborat, vreau să am tot mai multe elemente, tot mai multă poveste și, adică, clar, în timpul meu liber asta o să fac, la fel ca și fotografiile pe care vi le-am arătat, care sunt nelansate, în general, încerc să merg tot mai mult pe ideea asta. Și am o mulțime de concepte pe care le-am de 1000 de ani, dar uneori devin foarte fixată pe faptul că vreau un anumit model. Adică la chestia asta cu model, dacă e un concept pe care l-am, dacă nu e available modelul ăla pe care îl vreau, eu nu pot să trag cu altul, pentru că eu știu că vreau cu modelul ăla. Și am câteva fete de care sunt destul de atașată ca imagine, așa, și știu că doar cu ele aș face ședința foto. Cum îți place ca model? Ca model? Iar acum... Hai să nu, că adică zic eu care sunt fetele mele preferate, dar după aia se supără altul. Nu pot, că sigur uit pe cineva, că sunt super uitucă. Încerc să fiu și-o politically correct. Dar dacă ai avea posibilitatea să alegi modelul, în funcție de ce anume l-ai selectat, sau în funcție de conceptul la care te-ai inițiat? După atâta timp, încă n-ai citit niciun interviu de-al meu, că mereu dau aceeași întrebare evazivă. Ia ce genesecoa? Zic mereu același lucru. Ceva care să-mi placă mie, nu poți. Fiecare fotograf o să aleagă modelul care îi place lui. Adică mai am discuții cu prieteni fotografi și unor suntem de acord, dar da, ne place modelul foarte mult, alteori cuiva îi place un anumit model, celălalt nu înțelege de ce. Adică e o chestie, nu poți să fii, știi, altfel decât subiectiv. Să zic că îmi place un anumit tip de modele și după aia modelele care au alt tip de tipologie, nu o să mai poți zic cum e niciodată. De exemplu, în fotografia ta, majoritatea au tipurile un pic mai angelice sau, mă rog, cel puțin, oarecum ai fost stilul ăsta mai degrabă decât să fie super dure, așa, și cu o statura de model clasic, știi, și cu fața împătrățoasă și așa. Da. Nu prea e genul ăsta de model agresiv, așa. Mm-hmm. Ai mai mult pe partea că asta ți se și potrivesc pe Feli, că nu o să o da. Da, ai dreptate, ai dreptate. Kate Moss într-o de-asta feriște. Da, mi-am place Kate Moss. În fine, dar zic așa, nu neapărat da. Într-un baz sau, depinde. Bă, da. Kinky. Poftim? Preferi modelele cu doi ochi? Așa e. Așa, trebuie să scap de ele, că nu le vrea nimeni. Nu vrei să pleci cu ele acasă? Păi o să-mi pinșe toată dantura la câte au rămas. Nu, glumesc, am dinții mei. Așa. Haideți, că mai avem câteva minute. Bine, după câteva minute, eu o să cobor jos. Cei care n-au curaj să pună întrebări de față cu toată lumea, puteți să veniți jos în bar, mai e deschis o oră, aici 45 de minute. Puteți să mă întrebați personal acolo, ceea ce n-ați vrut să mă întrebați aici. Așa. Dar, ultima întrebare? Ah, iar așa am trecut peste program. Încă strâng informații de la voi. Ai fotografiat vreodată un model urât din punct de vedere fizic? Nu vorbim de handicap. De o urățenie. Nu merge la extrem. Opriți camera. Nu pot să răspund la așa ceva. La străință era considerat o urățenie frumoasă. De exact, o femeie foarte interesantă și puternică. Deci Barbara Streisand era... Gata, ajunge. Vorbim la bere. Vă mulțumesc că ați venit aici, încheiem workshop-ul. Vă mulțumesc mult și puteți oricând să-mi scrieți dacă mai aveți o întrebare pe care nu ați pus-o aici ca să mă faceți pe mine să întrebe 17.000 de ori. Cine mai are întrebări? Dar puteți să-mi scrieți. Și oricum ne vedem jos pentru cei care vor să mai rămână să mai stăm un pic de vorbă. Mulțumesc mult că ați venit. Mulțumesc mult.